Primul motiv este că PSD-ul trebuie să facă de râs până la capăt. Și cred că ar fi un bun exercițiu. Al doilea motiv, poate această comisie va aduce aminte PSD-ului că în anul 2009, în secțiile de votare, eu aveam un singur reprezentant, iar marea alianță politică care îl susținea pe domnul Gioană avea reprezentant PSD, PNL, UDMR, PC. Deci, poate vreți să explicați cum a reușit să fure unul singur când patru hoți erau cu mâinile prin buletinele de voturi.